Domnule director, este vară și foarte mulți pensionari apelează la Casa de Ajutor Reciproc pentru pensionari pentru a lua împrumut. Da, deci, într-adevăr, observația dumneavoastră este foarte pertinentă. În această perioadă avem cele mai multe solicitări de împrumuturi. Aș putea să vă dau o cifră relativă. Depășim zilnic 2 miliarde de Care sunt facilitățile pe care le oferiți pensionarilor, fiindcă știm că cei care sunt membri beneficiază de o dobândă mai mică? Da, deci aceste împrumuturi care noi le acordăm membrilor noștri sunt purtătoare de dobânzi mult mai mici decât la bănci. Și am stabilit o grilă tot de când suntem noi aici. Am extins până la 3.000 de lei împrumutul, suma pentru care dobânda este de 7%, până la 5.000 de lei pentru care dobânda este de 8% și peste 5.000 de lei dobânda este de 9%. Pot achita în 24 de rate lunare. Foarte important acest lucru. Încă un avantaj al împrumuturilor acordate de noi este acela că noi reținem dobânda totală din împrumutul acordat, o singură dată, la început. Nu este ca la bancă, ai plătit o rată, ai plătit dobândă, rămâne o sumă, iar se aplică altă dobândă și așa mai departe. Că aici vine dobândă la dobândă și îi duce săracii până la final de ajunge la 200-300%. Noi am reținut dobânda atunci când a luat împrumutul, în rest rămânând să plătească doar ratele lunare pentru suma pentru care s-a împrumutat. Aveți și o mare realizare. Vă ajutați dumneavoastră să ne... Da, deci noi avem mai multe realizări, dar într-adevăr, ultima mare realizare a noastră este de deschiderea și darea în funcțiune a unui laborator de analize medicale doar pentru membrii noștri CRE. Acest laborator face toate tipurile de analize medicale, inclusiv prostata pentru bărbați, iar costurile sunt la 80% decât prețurile practicate pe piață. Și vreau să vă reamintesc cu această ocazie că avem 17.000 de membri ce are. Deci toți acești oameni pot beneficia de acest laborator. Am obținut și autorizația de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică, dar pe lângă acest laborator de analize, membrii noștri ce are beneficiază și de alte prestări de servicii din partea CRE-ului, cum ar fi croitorie și frizerie, coafură, pedicură, manicură. Aceste presturi până acum au fost practicate la un nivel de 50% față de prețurile practicate pe piață. Mă refer doar la coafură și manicură, frizerie, coafură. Și am mai avea în gând ceva, dar cum să vă spun, aceste prestări de servicii sunt neaducătoare de profit, lucrează în pierderi, dar consider că în acest sens câștigul cel mare este faptul că membrii noștri beneficiază de aceste prestări la prețuri sub prețurile pieții. Am mai avea în cap să aducem și un ecograf, dar anul ăsta în niciun caz, că s-au făcut deja cheltuieli prea mari cu achiziționarea de utilaje, de amenajări, o să vină materialele cu care se lucrează în laborator, salariile, eu știu, biologului și a asistentului medical. Vor fi angajat permanent sau colaborat? Angajat permanent, dar cu normă redusă. Cu normă redusă. Și care va fi programul de funcționare? Va fi stabilit, urmează? Da, e un program de funcționare, nu l-am eu la îndemână acum, exista unde exista marțea, miercurea și joia, pare mi se.
Ia vedeți că l-am scris într-un proces verbal. Așa e, marțea, miercurea și joia, de la, nu știu, de la cât era, de la 15:30, parcă până la 18:30 sau? Da, deci biolog. Da. Uitați aici. Ziceți, ziceți cât e. În zilele de, păi să fie același biolog în zilele de... Așa, unde zice, pentru biolog, biolog avem în zilele de marți, joi și vineri, între orele 15 și 18:30. Iar pentru asistent medical care face recoltările, le avem de asemenea în marți, joi și vineri, între orele 8, 10 și 15, 17. Recortările se fac dimineața între 8 și 10 și bani. Da, prelucrarea și asta în 15-17. Nu puteți să vă felicit și să vă urez succes în activitatea. Vă mulțumim și ne străduim să facem cât mai multe lucruri frumoase pentru oamenii noștri. Am ajuns acum după necazurile care ni le-a creat vechea conducere pe care le știți cu blocarea conturilor, cu așa mai departe, am câștigat în final. Am reușit performanța ca în aceea zi când oamenii își fac cererile de împrumut să își ia și banii. Lucru care s-a întâmplat, dar altfel și înainte, dar după blocarea conturilor ne-a blocat puțin și plăteam împrumutul numai din încasări și cotizații. Da. Vă dau aici, ca să știe lumea că s-a terminat la locul. Da. Dumneavoastră știți că printr-o scrisoare adresată băncilor, vechea conducere prin ex-președintele domnul Câinaru Emilian Petre a trimis o scrisoare la toate băncile prin care le-a spus să blocheze conturile, că noi, mă rog, am venit aici în alte scopuri, chipurile. Ne judecăm cu dânsii de atunci, în mai 2014, judecătoria, nu vreau să apară pe post, nu știu, interpretări, a găsit de cuvință că aceste termene mai trebuie să amânate, până când am reușit ca în data de 29 mai 2015 să apară hotărârea definitivă în legătură cu recunoașterea noii conduceri și validarea acesteia. Dacă doriți, vă citesc doar ce decide instanța. Admite apelul declarat de apelanta reclamantă Asociația Casia de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu, prin reprezentant Velicu Floarea, am zis noi atunci că ne reprezintă în relația cu judecătoria, care este vicepreședinta Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din județul Giurgiu. Deci, împotriva încheierii numărul 34 din 13.06.2014, pe care o schimbă în totalitate, că prima dată ne-a respins acțiunea. Ne-a dus la Curtea de Apel. La Curtea de Apel ne-a dat dreptate și a trimis rejudecarea la Giurgiu. Și acum este această rejudecare. Și zice, care schimbă în totalitate și rejudecând, respinge excepția lipsei calității de reprezentant. Pe fond, admite cererea petentei Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu, prin reprezentant Velicu Floarea, cu sediu în Giurgiu, Mihail Sadoveanu, numărul 2, județul Giurgiu, și în consecință dispune înregistrarea în registru special al asociațiilor și fundațiilor existent la nivelul judecătoriei Giurgiu a modificărilor actelor constitutive ale asociației, de asemenea
a unui nou președinte și a unor noi membri în componența Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori. Respinge cererea de intervenție în interes propriu formulată de intervenientul câinarul Emilian Petre cu domiciliu ales pentru comunicarea actelor de procedură la cabinet avocat militarul Andrei din Giurgiu, strada Episcopiei, bloc 60, parter, apartament 14. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată definitivă, pronunțată în ședința publică în 29 mai 2015. Legat de faptul că ne respinsese inițial această constituire a noului Consiliu Director, n-au fost de acord nici să ne înregistreze în registrul asociațiilor și fundațiilor de la nivelul judecătoriei, asociația noastră cu noua conducere. Și acum vedeți că acolo spune, dispune și înregistrarea în. E, aia a rămas să facă, avem termen pe 22, parcă am înțeles, acum, luna asta. Încet, lucrurile intră pe făgașul normal? Intră, doamnă, noi am venit cu intenții bune, în sensul, eu nu critic vechea conducere, ce a făcut bun, foarte bine, felicitări, și au făcut multe lucruri bune. Dacă au făcut și rele, știți cum e, fiecare om care muncește mai și greșește, nu se pune problema, nu e treaba mea, nu comentez acest lucru, însă nu cum a zis domn Căinaru, că a venit Iorga Ion în fruntea unui grup infracțional să devalizeze CRP-ul. Dumneavoastră mă cunoașteți foarte bine, știți că eu am lucrat foarte corect pe unde am lucrat și aici am venit cu intenția doar de a ajuta această asociație ca activitatea să fie și mai bună. Bineînțeles, și mai bună. Vreau să vă spun că înainte, ce n-am spus, am omis adineori, înainte se acordau primă împrumut până la 2000 de lei sau 20 de milioane vechi. Acum noi am extins la 30. Erau membrii acceptați ca membrii CRE numai pensionarii și salariații și nu toți salariații de la anumite societăți. Noi am acceptat să fie membrii și persoane fără venituri care sunt în întreținerea unor persoane cu venituri și aceste persoane nu vor lua împrumut decât la nivelul fondului pe care l-au constituit aici, ca să putem să avem garanția faptului că, dacă Doamne ferește, nu mai plătește sau decedează, să putem acoperi prin compensare cu fondul pe care l-are. Foarte important. Chiar este. Ne străduim și, repet, am venit cu intenția de a îmbunătăți activitatea, nu de a face rău sau a lua niște măsuri care să restricționeze vechile beneficii ale membrilor noștri. Mulțumesc! Cu plăcere! Mulțumesc! O să mergem și acolo unde se dau vire să spun. Faceți asta, să pună apă pentru pensionari acolo. Da, deci pensionari, apă rece. Hai să încerci, doamne, că avem persoana de director. Părerile mele, pe al meu, cu modificările mele, nu m-a trebuia trecută chestia aia cu 10% în vreun proces. Nu mai, nu mai trebuie. Bine, perfect. Media bine. Cum a zis? La treabă. Da? Da. Da, 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 am văzut. Dumneavoastră face. Da, da. Ei, da. Să rămână la mamă, uite, să-l ajungă rău. Da. Stați puțin. Pentru ce luați împrumut? Pentru că îmi trebuie bani că sunt bătân și nu mai am de una. Dar aici am pus radicea ca să el să bani. Aveți probleme de sănătate? Da, da. Vedeți că sunt
nu pot să ajung la spital. Și nu, n-am cum să iau de la ei și dau pe parcurs. Sănătate. Sănătate, numai bine. Pentru ce luați împrumutul? Doamnă, pentru lemne, în primul rând, și pentru boală, că suntem bolnavi. Eu sunt cu diabetul, soțul e bolnav cu capul și el și nu ne ajunge de medicamente pentru asta. Cum vi se pare, dobânda sau... E acceptabil. E acceptabil. Ce să faci decât la bancă, mai bine. Aveți pensia mică? 7.800.000. Normal că e. Da? Asta e. Probleme de sănătate? Da, da, foarte mare. De 11 ani am diabet, acum și cu ficatul și cu tensiunea mare, glicemia 300 am avut și trebuie bani. Lună de lună? Sănătate. Pentru ce luați împrumutul? Păi să beau un cal. Adică vreți să aveți în gospodărie, să puteți să întregiți veniturile? Da, mă mică, da, da. Că am copii mulți, am nepoți mulți și trebuie să faci, să-i ajută și pe ei într-un fel sau altul. Cât uși de puțin, e de mie cuvinte. Acum ați luat, pentru cal luați împrumutul. Dar în dățile trecute ați folosit și pentru sănătate, pentru alte? Pentru sănătate, mamă, da. Am avut soțul operat. Ne-am ajutat și nepoței, bă, la cu școl, cu așa, că nu, la noi acolo nu mai e. Azi că m-a zăpăcit. A de unde sunteți? Din la Țepeș. A căzut podul și nu poate să mai facă naveta cu așa și știți cum trebuie. Să plătească copiii transportul. Și greu, da. Nu au fost șomajul, n-a avut serviciu și trebuie să dea bunici. Că asta e, cât uși de puțin. Pentru ce luați împrumutul? Pentru nevoi personale. Ne trebuie soțul. Probleme de sănătate? Da, da. N-avem card și fără card nu ne primește nicăieri. Ce să facem? Nu ne-a venit cardul până acum, nu ne primește niciun doctor, medic de familie. Ați fost la casa de asistență? Am fost peste tot. Peste tot am fost și nu ne dă nimic. Sunteți pensionari? Da. Da, și nu ne dă. Și ce să facem? Așteptăm și noi, uite, cu copilașii, cu nepoții, cu tot. Da, asta este, ce să facem. Doamne, statul meu din Vlațepeș. Ce așa faceți acolo treabă, că vă, ca să vadă că lucrați. De se lucrează, sunt convinsă. Da, lucrează, doamna, da. Și la, și la dincolo, la acolo, se lucrează, da. Foarte bine. Am luat până va începe. Eu vă spun că îl fac repede, pentru că oamenii fac. De exemplu, ieri veniseră aici, doamne, niște doamne la coafor foarte ofensate. Păi, dincolo am văzut că eu au trei aer. Acolo, la camera mică, mai bagi și ăla, casca. Deci era o doamnă sub cască și pe una o dusese și făcea cuperia. Păi mori! Să se ia decizia la... Așteptăm. Bine, eu... Comitetul director nu poate să ia, nu ia oricine decizia. În ședința Consiliului Director, toată... Nu contează. Nu contează, nu știe lumea. Da. Nu se vede. Sigur că da.
E foarte important. Păi l-am pus apoi să-l vadă, da. Le arăt, că zice, la un anume li se pare, că 7 lei. Da, e mult. Nu se poate. De undeva am luat, acolo văd. Așa, mulțumesc. Acum se vede bine. Și ăla se pregătește de tăiuri pe săptămână. Nu-i treaba care. Eu am prea pun suflet. Eu vă rog că poate vrea să câștige competiție. Lasă să câștige. E competiție. Vor să câștige de apărat. Luptăm lor la sfârșit. Nu, bosule, nu luptăm pe teren de așa, băie care ai jucat. Nu poți să câștigi pe locul cu ala. Nu poți să câștigi. De ce nu joci cu ea? Nu mai clar și acum. Tu dacă erai în locul meu, cum procedai? Dacă n-ați jucat acolo, interesează jucătorii pe românesc. S-a jucat vreo cu 5 într-o repriză, în 10 minute ați face. Păi și așa, jucătorii pe acești oameni, veniți la finală. Nu mai avem treabă, mai avem și alte meciuri, jucătorii să le urmă. Dar până cu decina. Până acum decina ați făcut cu ceilalți. Până cu decina ați jucat. Până cu decina ați jucat. Așa mergem la concurs, să ne facem ei. Păi, ce facem? Gata să-l dăm. Ce să le facă? Să ne servicesc? Nu joacă. Dar tu ești sulatism, mă, fair play. Păi vezi, și acum de ce nu se poate juca? Băi, Adonis! Băi, Adonis! Băi, frate! Adonis, a apelat atâta ori la noi și a mutat capul jos. Da, ce vreți să vă fac eu? Nu e frumos! Păi ce-ați vrea să facem? Păi ce vreți să facem? Foarte simplu, îți vorbesc cu delegatul, la revedere! Eu le-am zis! La revedere, mă, ce pot să iau? La revedere, mă, să joacă și gata! Nu se amână! Păi nu se joacă, meciul și la revedere. Adonis, tu ar trebui să pui practică înțelegerea voastră. Asta e cu linghe de om, asta e dușează română. El trebuie, chiar e organizatorul. La revedere, nu se joacă și la revedere.